Pentru că în ultimele zile numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 în St. Nicolae Mare a crescut, iar rata de infectare a depășit 3 la 1000 de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât luni, 15 februarie, trecerea localității St. Nicolae Mare în scenariul roșu. Prin urmare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor sunt interzise. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare se desfășoară doar pentru persoanele cazate în interiorul acestor unități. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Își continuă activitatea sălile de fitness, operatorii economici care livrează la domiciliu și terasele operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor. În continuare rămân obligatorii și trebuie respectate principalele măsuri de protecție, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani în toate spațiile publice închise și deschise. Autoritățile locale recomandă respectarea tuturor măsurilor aflate în vigoare pentru a putea trece cât mai repede peste această perioadă și pentru a reveni la o situație favorabilă locuitorilor din St. Nicolae Mare. Hotărârea numărul 14 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență rămâne în vigoare până la o nouă hotărâre.